Haideți să tragem linie până la acest punct al discuției. Uh-huh. Acum, în acest moment, sunteți în afara USR. Da. Demisia a devenit efectivă. Da. Și reveniți asupra ei, dacă pe 17 iunie, se întoarce decizia biroului politic. Exact. Până atunci însă, USR Suceava, din câte am văzut astăzi, uh-huh, a cerut biroului național să convoace un referendum intern, uh-huh, cu două întrebări. Dacă USR trebuie să aibă o poziție pe tema referendumului inițiat de Coaliția pentru Familie și a doua întrebare, cum ar trebui să se poziționeze partidul? Uh-huh. Ce părere aveți despre această inițiativă? Este o inițiativă perfect legitimă. Este prevăzută în statut. În momentul în care sunt 200 de membri ai partidului care cer un referendum intern pe o temă, el trebuie organizat. Acest referendum intern ar avea o valoare mai mare decât decizia de pe 17 iunie luată de acel Consiliu Politic, sau cine are putere de decizie mai mare? Că nu mi-e clar. Teoretic, statutar, puterea de decizie mai mare o are Comitetul Politic, însă, fiind vorba de expresia tuturor membrilor, această decizie prevalează și va fi greu pentru orice, chiar dacă o să respectăm cu toții statutul, o să fie greu pentru orice for din partidul ăsta, inclusiv pentru Congres, să întoarcă rezultatul acestui referendum. Cu alte cuvinte, referendumul intern, care înțeleg că se va declanșa pentru că e o procedură statutară, uh-huh, cei de la Suceava au strâns peste 200 de semnături, uh-huh, deci veți avea un referendum intern, uh-huh, și ce decide acel referendum practic de fapt, va fi voința... De fapt, asta va fi. Da. USR. Mm-hmm. Și nu mai contează ce se întâmplă la Comitetul Politic pe 17, mm-hmm, sau la, mm-hmm, Congres, pentru, exact, că aveți un referendum care va tranșa, exact, povestea asta. Sperați să decidă membrii USR în sensul anulării deciziei biloului politic? Da. Așa cum am spus. Deci și de la acest referendum vă așteptați să, da, întoarcă decizia. Așa cum am spus. Și să nu se poziționeze partidul pe tema asta. Așa cum am spus, există în societate forțe reformiste, pro-europene, care sunt împărțite de un subiect de intim, de conștiință, de familie, cum vreți să-l numiți, și eu aș vrea ca și unii și ceilalți să fie publicul USR. Da, sunteți conștient că astfel de situații care implică cu impact mare asupra persoanelor, asupra indivizilor, vor fi nenumărate situațiile astea. Este singurul, de un an și jumătate de când sunt în USB-USR, este singurul subiect care divide. Vă mai dau un subiect. Impozitarea. Impozitarea privește fiecare om în parte din țara asta și aveți cel puțin trei viziuni. Cota unică, impozitare regresivă, impozitare progresivă. Uh-huh. Dacă vă întreb acum, ca om care trăiește în țara asta și se gândește la un dat să meargă în alegeri, care este opțiunea partidului dumneavoastră, uh-huh, referitoare la această temă, impozitarea? Ce îmi veți răspunde? O să vă răspund că analiza nu a fost făcută. Deci pe analiza asta există un element ideologic, există un element de practică, pragmatic, de cum funcționează instituțiile statului care colectează taxele, da? Există un element macroeconomic. Cel târziu, așa cum era proiectul cu care m-am dus la Congres, cel târziu până la sfârșitul anului viitor, când veți avea programul complet al USR-ului, veți avea un răspuns complet la această chestiune. Bun, deci iată o a doua temă la care n-ați avea răspuns. Sau haideți să vă mai întreb ceva. Să zicem că se pune problema ca în Polonia, interzicerii avorturilor, dacă tot mergem în direcția asta religioasă. Care va fi poziția partidului? E de acord sau nu e de acord cu interzicerea avorturilor? Este o dezbatere pe care nu am avut-o în USR, dar pot să anticipez că pe chestiunea asta o să fie o... Deci,
opinia mea personală în acest moment al discuției, pot să anticipez că o să fie o poziționare împotriva interzicerea. Asta spun, sunt foarte multe teme, dumneavoastră spuneți, a apărut una, așa e, e una mare și gălăgioasă care se aude acum, dar în realitate sunt atât de multe teme și chiar în partidul dumneavoastră am văzut lansată ideea unei liste, doamna Clotilde Armand cred că a susținut ideea asta, a unei liste cu teme asupra cărora USR să nu se pronunțe. A fost o inițiativă personală pe care nu multă lume o împărtășește. Repet. Dumneavoastră sunteți de acord cu ideea unei liste cu teme sensibile pe care partidul să nu aibă nimic de spus? Eu nu văd, în afară de chestiunea familiei, eu nu văd o altă temă sensibilă pe care USR-ul să nu se pronunțe. Tocmai am anunțat două adineauri, cel puțin. Așa cum v-am spus, repede. Și pe una, cel puțin pe cea, dacă ești partid politic, dacă vrei să ajungi la guvernare, nu poți să nu te pronunți pe chestiunea taxelor. E simplu. Iarăși, apropo de doamna Clotilde Armand, ați reluat dialogul cu doamna Armand, că ați avut o perioadă în care dialogul acesta a fost întrerupt, relațiile... Ați admis aici, în interviu, că sunt destul de reci. Între timp, le-ați reluat? Da, a fost o eroare pe care eu am făcut-o când am calificat o relație personală. Nu trebuia să o fac la Adevărul Live. În rest, instituțional, am discutat cu Clotilde Armand tot timpul ăsta. Și acum, cum ați definit relația cu doamna Armand? Instituțională. Bună, rea... Instituțională. Dincolo de instituțională. Nu, am făcut odată o greșeală, nu o să mai... Nu o să mai faceți. Mă întorc la demisie și evident că toți membrii USR se gândesc de acum așa. Nicușor Dan va proceda de fiecare dată când apare o situație delicată în acest fel. Ce garanție avem că data viitoare nu veți face la fel? Fără îndoială că nu și... Ce garanție mai mare decât faptul că a trecut un an și jumătate și n-am folosit asta niciodată. Da? Însă, pe acest subiect m-am exprimat constant. Am avut o întâlnire la Sibiu în ianuarie. Am spus, cel mai mare pericol pentru USR este să escaladeze această tensiune. La congresul de la Cluj am avut aceeași poziție în discursul pe care l-am avut în fața congresului. Tensiunile pe care le-am avut cu Clotilde Armand vin din faptul că ea s-a poziționat și părea că antrenează imaginea partidului pe subiectul ăsta. Deci a existat o singură temă care a avut un potențial mare de a rupe și USR-ul și publicul lui în două și constant, vehement, am fost pentru unitate pe față de acest subiect divisiv. Bun. Apropo de subiecte sensibile, iată un subiect la zi, de pildă. Demisia guvernului Grindeanu sau toate tensiunile din PSD, respectiv dintre Dragnea și Grindeanu. Dumneavoastră, dacă ați fi acum în continuare liderul USR, astăzi, cu ce poziție ați fi ieșit? Trebuie să demisioneze guvernul Grindeanu? Nu trebuie să demisioneze? Trebuie să meargă înainte? Care ar fi poziția politică față de un subiect politic la zi? Da. Cred că subiectul politic la zi este legea salarizării și faptul că în sfârșit se adeverește ceea ce am spus noi încă de la investirea, de fapt încă din campania electorală când am văzut programul PSD, că ăsta este un program nerealist. Deci acum avem, de fapt, pentru mine e mai important decât... disputa între Dragnea și Grindeanu, există o dispută tehnică între ministrul muncii și ministrul finanțelor. Unul spune vrem să dăm salariile astea și celălalt spune nu avem bani la buget. Deci asta este tot PSD-ul în ansamblu și colegul lor ALDE este vinovat de această situație. Bun, și politic cum v-ați poziționa? Ce ar trebui să se întâmple? Păi, ce ar cere USR să se întâmple? Asta este o dovadă de irresponsabilitate și cel puțin azi în Comisia de Muncă din Camera Deputaților, colegii mei
au plecat să ceară demisia ministrului muncii. Pentru că nu poți să te angajezi, să duci toată societatea într-o dezbatere fără să știi de la început dacă ai sau n-ai banii pentru ea. Am o curiozitate. Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu cei de la Coaliția pentru Familie? Îi cunoașteți? Știți cine sunt? Ce agenda au? Vă întreb asta pentru că vă spun sincer, eu nu prea știu cine sunt. Nu m-am întâlnit. La grupul parlamentar am primit în cutia poștală o scrisoare sau două de la ei, așa cum au primit toți parlamentarii, dar nu. Nu v-ați întâlnit cu ei, nu știți cine sunt. Poate ar fi util să faceți exercițiul ăsta dacă tot lansează niște coaliții fantom, așa, despre care nu știm mare lucru, teme mari de societate, dar nimeni nu știe cine sunt oamenii ăștia, nu i-a văzut la față. Nu-i văd în dezbateri. Da, da. Știți vreun lider de acolo? Ați reținut vreun nume de la Coaliția pentru Familie? Nu cunosc niciun lider de la Coaliția pentru Familie. Cred că e o problemă asta. Dacă noi ajungem să dezbatem teme atât de importante fără să știm cine le lansează. Dar ei au pus dincolo, înțeleg că e un program în 50 de puncte cu foarte multe lucruri. Dincolo de asta este un subiect care, iată, divizează societatea. Da? Acesta al definiției familiei din Constituție. Ultima chestiune și asta mi se pare de fapt esența discuției. Nu credeți că aceste crize periodice din USR, că au mai apărut, vin tocmai pentru că partidul, cum am discutat la început, refuză definirea ideologică și nu credeți că USR nu poate să meargă mai departe așa, pretinzând că e format și din platforme de stânga și de dreapta și din conservatori și din progresiști? Adică, n-a venit vremea să vă hotărâți cine sunteți și ce vreți să fiți? Este un răspuns pe care eu l-am dat foarte, foarte, foarte des în august 2016, în septembrie 2016, în diferite locuri din România. Și răspunsul meu a fost următorul. Dacă cu un an în urmă v-aș fi întrebat și v-aș fi spus că există șansa ca un partid nou să intre în Parlament, ați fi considerat asta un lucru bun? Și oamenii spuneau, da, un lucru excepțional. Păi exact în situația asta suntem. Putem să intrăm în Parlament, putem să avem o reacție pertinentă pe care societatea o așteaptă și pe pensiile speciale și pe legea grațierii și pe legea executării pedepselor și pe tot ce înseamnă stat de drept, cu un cost. Nu avem timp să construim o doctrină acum. Ăsta este răspunsul pragmatic pe care l-am dat și pe care îl dau. Ceea ce am cerut, pentru că eu sunt conștient că USR-ul, tocmai prin faptul că a avut un oarecare succes, este în momentul ăsta proiecția partidului ideal pentru foarte mulți oameni. Trebuie doar să avem răbdare cu el, pentru că el să ajungă să devină ceea ce și-a propus, pentru că ce-a promis că face până acum a făcut. Bun, în cazul ăsta ar trebui să vă și asumați că periodic o să apară astfel de crize interne, pentru că în mod evident nu veți putea împăca niciodată și conservatorii și progresiștii când apar teme care îi despart. Până în acest moment ei au putut să lucreze împreună și așa cum v-am spus, dacă îi se dă USR-ului un interval suficient să-și elaboreze programul complet, un an și jumătate am spus eu, o să avem partidul ăla pe care visăm cu toții. Și concluzia concluziilor de final e că totul depinde în acest moment, decizia de a reveni sau nu în USR și în fruntea USR depinde de referendum. De referendumul intern. Evident, de membrii USR în ansamblu. Și în mod concret de acest referendum, nu de comitetul politic, nu de congres. De USR în ansamblul lor, da. Care se va exprima unde? Că iarăși ne întoarcem. Prin referendum, în comitetul politic sau în congres. E o discuție tehnică, dar fie că ea se va exprima în referendum, fie că ea se va exprima în congres, ea va expune voința majorității USR de a continua într-o direcție sau alta.
Dacă ar fi să vă întreb acum ce credeți că se va întâmpla, veți rămâne în afara OSR sau vă veți întoarce în partid, ce ați zice? Nu știu să anticipez. E o dezbatere internă a USR-ului care se întâmplă chiar zilele astea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc eu!